Bine ați venit pe canalul meu culinar, dragele mele! Astăzi pregătim prăjitura Carpați, o prăjitură cu foi și cu cremă de caramel. Așadar, vă invit să vedem de ce avem nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru foi avem nevoie de 1,2 kg de făină, 300 ml ulei, 300 ml lapte, 200 de grame de zahăr tos, 4 ouă, o esență de portocală, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu și un praf de sare. Iar pentru cremă avem nevoie de 300 de grame de unt cu 82% grăsime, 1 litru 600 de lapte, 450 de grame de zahăr tos, 3 linguri cu cacao, 160 de grame de amidon și o esență de vanilie. Pentru început vom pregăti crema de caramel. Voi pune amidonul într-un bol mai mare, iar peste amidon voi pune câte puțin din lapte. Facem lucrul acesta pentru a obține o cremă fină, fără cocoloașe. Am adăugat 1 litru de lapte, vom aduce și restul de lapte, adică cele 600 ml. Amestecăm puțin și mergem la aragaz pentru a pregăti crema. Pregătim un vas în care vom pune tot zahărul și îl vom lăsa să se caramelizeze. Zahărul nostru s-a caramelizat, acum vom pune amestecul din lapte și amidon. Am dat focul mic și turnăm laptele. Imediat ce am turnat laptele peste zahăr, zahărul s-a întărit, dar cu cât laptele se va încălzi, el se va înmuia. Amestecăm în continuu din momentul acesta, la foc mic, până ce crema se va îngroșa. Crema a început să se îngroașe și s-a închis la culoare. Acum, pentru o culoare mai închisă, vom adăuga cacaoa. O vom adăuga amestecată cu puțin lapte, ca să nu facă cocoloașe. Și amestecăm foarte bine. Am obținut o cremă fină și frumoasă. Acum vom opri focul și voi transfera crema într-un bol. Cât este crema fierbinte, vom adăuga esența de vanilie și untul. Pentru început vom adăuga esența de vanilie. O puteți înlocui cu esență de rom. Amestecăm puțin și începem să adăugăm untul. Untul l-am tăiat în cubulețe. Amestecăm foarte bine pentru a se topi untul. Crema noastră este gata, cam așa arată. Am obținut o cremă delicioasă și fină. Vom da bolul deoparte cu crema și ne vom ocupa de foi. Pregătim un bol mai mare în care vom pune ouăle, un praf de sare și zahărul tos. Și mixăm foarte bine până ce compoziția se va deschide la culoare și își va dubla volumul.
Compoziția s-a deschis la culoare, acum vom adăuga uleiul, puțin câte puțin. Continuăm cu laptele, la fel vom proceda. Și vom încheia cu esența de portocală. Oprim mixerul și vom da mixerul deoparte și începem să încorporăm făina. Pentru început vom amesteca cu un tel, după care vom frământa cu mâinile. Vom adăuga și bicarbonatul de sodiu. Amestecăm foarte bine. Este un aluat simplu de realizat, nu se frământă foarte mult, doar până ce vom încorpora toată făina și nu mai este lipicios. Aluatul nostru este gata, acum vom forma aluatul într-un rulou și împărțim aluatul în 8 bucăți egale. Pentru a transfera foile cu ușurință pe tavă, le vom întinde direct pe hârtia de copt. Măsurăm hârtia de copt după mărimea tăvii și vom lua prima bucățică de aluat, o vom așeza pe hârtia de copt și întindem foarte bine cu ajutorul sucitorului. După ce am întins foaia, vom tăia marginile pentru a arăta cât mai frumos. După care vom lua o furculiță și vom înțepa foaia din loc în loc pentru a nu crește foarte mult. Și băgăm tava în cuptorul preîncins la 180 de grade pentru 7-8 minute. Se coc foarte repede. Cât timp foaia este în cuptor, noi întindem următoarea foaie. Și vom proceda în felul acesta până ce vom termina toate foile de copt.
am terminat de copt toate foile, cam așa arată. Acum nu ne rămâne decât să asamblăm prăjitura noastră carpați. Aducem și cremă pe masa de lucru, amestecăm puțin, după care vom opri două linguri mari de cremă pentru finalul prăjiturii. Și pregătim tava pe care am copt foile, tapetată cu folie de plastic. Și vom așeza prima foaie. Venim cu un strat de cremă, vom pune cam două linguri și jumătate pe fiecare foaie. Apoi venim din nou cu o foaie. Apoi din nou cu cremă și tot așa până ce vom termina de așezat toate foile. Și venim cu ultima foaie peste prăjitură, presăm puțin și vom acoperi prăjitura cu folia de plastic. Apoi voi așeza o greutate peste prăjitură și băgăm prăjitura la frigider peste noapte. A doua zi scoatem prăjitura din frigider și pentru început vom tăia marginile, apoi o vom tăia în trei părți egale. După care vom lua pe fiecare în parte și o vom tăia în două, dar nu oricum, ci vom așeza prăjitura la marginea mesei și o vom tăia pe diagonală până la capăt, cu grijă. După ce am terminat de tăiat prăjitura, desfacem prăjitura cu grijă. Apoi vom lua din crema oprită și întindem ușor pe partea fără cremă. Pe ambele bucăți. Apoi unim cele două bucăți și lipim foarte bine. Și în felul acesta obținem o prăjitură în formă de munte.
Pregătim glazura, iar pentru asta avem nevoie de 150 de grame de ciocolată neagră, 100 ml lapte și 40 de grame de unt. Le punem pe baie de abur pentru a obține glazura. Și mai avem nevoie de 100 de grame de nucă de cocos pentru decor. Și cu un pensionaj vom unge prăjitura cu glazură. La final vom decora prăjitura cu nucă de cocos. Și arată precum munți înzepeziți. Am terminat de dat prăjitura cu glazură și decorat cu nucă de cocos, cam așa arată. A treia bucățică am tăiat-o în două. Acum o vom lăsa la frigider pentru a se întări glazura, după care o putem servi. Așa arată prăjitura noastră Carpați. Este foarte delicioasă și arată foarte bine. Este o prăjitură pe care o puteți pregăti de sărbători și nu numai. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc spor la gătit și poftă bună! Iar pentru mai multe rețete, te invit să te abonezi la canalul nostru. La revedere!